După scurtă pauză publicitară, am revenit în partea a doua a emisiunii În Contracurent, invitat profesorul Petru Tomegea, editorialist presa locală și națională. Bună seara din nou, domnule profesor. Bună seara. Domnule profesor, eu aș începe partea a doua cu parteneriatul strategic economic între România și Emiratele Arabe. Și cu de citate ce nu din Vasilica Viorica Dăncilă. Și de ce nu începeți? Cu chestia asta? Pentru că dumneavoastră mi-ați propus un subiect mai interesant. Eu cred că este interesantă și acțiunea aceasta. Vedeți dumneavoastră aici turneul prim-ministrului României în zona Golfului este o încercare de recuperare a relațiilor pe care România le-a avut, relații privilegiate economice cu țările arabe. Deci haide să spunem că încercarea aceasta merită lăudată și chiar eu o laud. Deci să fie cu finalizat, mamă. Adică să vedem și ceva concret, nu numai declarații politicianiste. Eu sper că dumneavoastră, ca un om de presă, așa, o să mă țineți la curent cu evoluția acestei problematici. Încrezător sunteți. Și că o să o mai discutăm, o să urmărim în continuare în ce măsură propunerile de afaceri, că acolo au fost propuneri de afaceri foarte multe, da? În ce măsură acele propuneri de afaceri se vor materializa? Sigur că avem nevoie de un contract mare cu turcii în ceea ce privește exportul de energie electrică. România are un surplus de energie electrică. E nevoie de un cablu, să spunem, care să se monteze între Constanța și Istanbul, nu? Prin care România să exporte curent electric în Turcia și să evite taxele mari pe care ni le pun vecinii și prietenii noștri de la sud, bulgari, da? Deci e o chestiune lucrul acesta și eu aș dori să se realizeze. Și sunt și alte chestiuni. De exemplu, legăturile comerciale dintre România și țările Golfului, inclusiv Emiratele, pot fi, să zicem, întărite prin aducerea turiștilor. Vin încă foarte puțini turiști din zona aceea înspre munții României, înspre Dunărea din România și eu sunt convins că guvernul Dăncilă e bine intenționat și vrea să stimuleze, să zicem, turismul nu numai din România spre țările Golfului, pentru că vreau să înțelegeți un lucru. În țările Golfului pleacă din România turiștii cu bani. Deci turiștii cu bani pleacă spre zona Monaco, din Costa del Sol, nu, să spunem coasta mediterană, și spre cei mai mulți. Și e vorba de oamenii cu afaceri, cu bani și fără prea multă pretenție de așa, ca să nu fiu rău. Deci pleacă în țările din zona Golfului, unde sunt cele mai mari cazinouri, unde sunt cele mai mari magazine. De pildă, este... Am văzut și eu la televizor, să nu creadă lumea că am fost pe acolo, Doamne ferește, că nu mi-ajunge nici dacă vând casa. Fără modestie, dar să vă mai duceți pentru o croazieră, da, mai stați pe la Londra, prin bibliotecile marilor universități. Bine, asta e altă poveste. Da, S-au făcut acolo inclusiv posibilități de a schia vara. Deci, oameni buni, sunt niște lucruri extraordinare, ieșite din comun pentru mintea mea. Ei, bine, aș vrea și eu ca în România să fie asemenea condiții și pentru muritorii de rând, nu numai pentru domnii tovarăși din frunte, da? Mult prea iubiți. Da. Și stimați. Și acum treceți dumneavoastră la ce aveți în plan acolo, că văd că tot vă întrerup azi și avem un conflict între generații de tătă frumusețe. Abu Dhabi. Declarația comună privind stabilirea unui parteneriat economic strategic între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite, un document în care se sublinează rolul regional important al Emiratelor Arabe Unite alături de apartenența României la Uniunea Europeană, care oferă oportunități importante de cooperare prin dezvoltarea de inițiative comune pentru ambele părți, comerț, investiții, industria, agricultură, financiar, bancar, energie, transport, infrastructură, transport, domeniu IT. Deocamdată, frumos, deocamdată să spunem un lucru. Dintre toate aceste idei de afaceri, idei de afacere, am zis, se vor materializa probabil cu insistență din partea guvernanților noștri unele. Deocamdată, eu vreau să spun un lucru, că partea care ne interesează pe noi, muritorii de rând, nu este neapărat relația aceasta cu Emiratele Arabe Unite, unde, să spunem, petrodolarii
ar putea fi canalizat spre România. E mai greu, încearcă și alții. Să știți că pe banii Emiratelor Arabe se bat toate țările. Haideți să nu ne ascundem după deget. Noi nu ne batem nici măcar pentru fondurile europene. Asta este problema care mă doare pe mine, să știți. Bani care ni se dau degeaba, care ni se cuvin. Am vorbit săptămâna trecută, dar declarație Corina Crețu. Dar între timp Corina Crețu a revenit și a revenit mult mai dur decât a făcut-o săptămâna trecută. Semn că nu s-a rezolvat absolut nimic și semn că unele ministere care sunt păguboase în ceea ce privește contractele merg mai departe în această chestiune. Încă n-au ajuns la Bruxelles contractele, da? Deci încă n-au ajuns nici măcar ideile de afacere acolo ca să poată fi finanțat un program de fezabilitate și așa mai departe, da? Asta este problema. Deci vedeți dumneavoastră, pe de o parte avem niște încurcături cu Uniunea Europeană, pe care le gestionăm foarte, foarte prost. Extraordinar de prost, da? Eu vreau să vă spun un lucru. Oameni buni, Frans Timmermans este candidatul socialiștilor, atenție, la postul de președinte al Uniunii Europene, da? Deci, oameni buni, Frans Timmermans este atacat zilnic de o anumită parte a presei în România, bălăcărit ca la ușa cortului, iar omul acesta va ajunge președinte în exercițiu al Uniunii Europene. Deci, oameni buni, ce se întâmplă cu noi în România, nu-mi dau seama. Același lucru se întâmplă și cu candidatul Dreptei. La fel, în România, domnule, toate războaiele s-au pornit împotriva candidatului Drepte la președinția Uniunii Europene. Oameni buni, în ce țară trăim și ce câștig avem noi electoral din chestia asta? O prostie, o tâmpenie. Când noi ar trebui să ne facem luntre și punte, să avem proiecte bine făcute în România, să avem un circuit bancar valabil prin intermediul căruia să se finanțeze afacerile acestea, corect, cinstit și impresia, să lăsăm impresia că aceste afaceri pot fi controlate de o justiție dreaptă și cinstită, pentru că atâta timp cât vor fi bănuieri că justiția din România nu poate să facă dreptate în aceste cazuri, banii nu vor intra în România. Să fie foarte clar, oricât am spune noi că Israel era Uniunea Europeană, că uite domnule, nedreptățesc România și așa mai departe și uite că ceilalți au și noi nu avem. Deci oricât am face lucrul acesta, să știți că nu vom ajunge nicăieri. Asta este prostie, da? Trei titluri, trei surse diferite, trei opinii. Încrederea românilor în Uniunea Europeană se prăbușește. O prostie. Antena 1. Încrederea în UE a românilor în scădere. DC News. Ziare.com. Încrederea românilor în Uniunea Europeană a scăzut cu 10% din primăvară, dar rămânem totuși pro-europeni. Hai, Eurobarometru. Deci haideți să facem lumină aici. Care vreți? Sunt niște cifre, după mine, aleatorii acestea. Aleatorii, adică aproape la întâmplare. Și am să vă spun de ce. Pentru că întrebarea de bază a sondajului respectiv a fost: în caz de se va pune problema ieșirii României din Uniunea Europeană, dumneavoastră susțineți sau nu? 65% dintre români susțin rămânerea României în Uniunea Europeană. Da, să ne înțelegem foarte clar. 11% mai puțin români față de primul trimestru. Nu, deci nu e vorba de chestia asta capitală, da? E vorba de atitudinea românilor față de Uniunea Europeană, care a scăzut și e normal să scadă. Și să știți că nu a scăzut din pricină că neapărat Partidul Social Democrat face și desface nu știu ce lucruri, ci a dispărut din cauza frustrării. Deci, atenție, vă rog să fiți atenți, ideea aceasta îmi aparține. Ideea aceasta nu a fost pronunțată de nimeni până în emisiunea dumneavoastră. Deci, aici este vorba de frustrare. Păi bine, oameni buni, zice omul simplu, ne-au bătut pe 10 august, da? Uniunea Europeană a luat o atitudine, a scris niște comunicate, dar nu s-a întâmplat nimic.
Iar românii, să știți că au așteptat din partea Uniunii Europene o mână de ajutor în această privință. Și n-a venit Doi, concret. Și mâna aceea nu a venit concret. Da? Deci nu a venit, să spunem, o hotărâre foarte clară din partea Uniunii Europene. De altfel, a Consiliului 10 Europei, august a fost menționat în Eurobarometru Parlamentului European, în care se amintește de altfel de protestele masive de la București și mai ales manifestația din 10 august, când zeci de mii de români care trăiesc și muncesc în Europa au manifestat în centrul Bucureștiului față de corupție și măsurile guvernului. Asta apare în Eurobarometrul Parlamentului European. Deci problema este, așa cum am spus, de frustrare. Bun. Românii s-au așteptat ca Uniunea Europeană să-i ajute în această chestiune și nu i-a ajutat. Preiau. Da. Discuția. Apartenența la Uniunea Europeană este percepută pozitiv de cei mai mulți dintre europeni. 62%, un nivel record din 1983 încoace, potrivit ultimului eurobarometru comandat de Parlamentul European. Există și excepții, România. Încrederea românilor în apartenența la Uniunea Europeană pierde 10% în doar 6 luni, într-un context intern complicat și cu tot mai mulți români cu certificatul de emigrare în mână. 1. 49% este cifra pe care o dă respectivul sondaj. Acum ajung și la procente, stați că nu le-am. 49% dintre exact, români mai valorizează pozitiv apartenența la UE. Da, dar uitați-vă că sunt mai departe 27-28% dintre români care nu au o părere pro sau contra despre chestiunea aceasta. Cifra este extraordinar de mare. Deci aceștia nu pot zice că ei nu mai iubesc Uniunea Europeană și că o urăsc, da? Deci avem totuși iată 20%. N-am reținut eu bine că eu aveam și celelalte sondaje în cap pe care nu mi-ați lăsat. Și 15% ar vota pentru ieșirea din Uniune. Pentru ieșirea din Uniune. Cifra aceea este hotărătoare, da? Deci haideți să observăm că lucrurile nu sunt chiar atât de dramatice, dar vin eu și spun un lucru. Să înțeleagă domnii de la puterea de guvernământ actuală un lucru, că atâta timp cât vor blama Uniunea Europeană, cât vor spune că, uite, ne surghiunește, nu ne acceptă, nu ne dă bani, nu știu ce face Uniunea Europeană și alte lucruri, intervine în politica internă, se amestecă în suveranitate și așa mai departe, cum apar chestiile astea ale unor naționaliști de paradă din prima scenă politică românească. Deci atâta timp cât partidul acesta va face treaba asta, bazinul electoral al Partidului Social Democrat va fi influențat în această direcție, da? Și să nu se aștepte partidul acesta ca atunci când se va pune problema câștigării voturilor în Parlamentul Uniunii Europene să facă mare brânză, că tot este astăzi cuvântul acesta de brânză în joc, în emisiunea noastră, da? Mai mult deci, apreciat cuvântul minează decât cuvântul deci, brânză. Noi, știți, vrem locuri în Parlamentul European, da, să dar facem desfințăm rolul Uniunii Europene și al Parlamentului European. Să ne lase în pace jucăriile cu justiția. Asta da, vrem. Să ne lase în pace cu Europa, că știm noi mai bine. Că e de pe vremea lui Caragiale. Că știm noi mai bine. Da. Pui tu mie, adică... Am priceput, pui gata. Pui tu mie, ce să fac. Da. Referendum degeaba, ultimul subiect din emisiune, ultimele 7 minute. Deci s-au clarificat lucrurile, Curtea da, Constituțională a fost publicat rezultatul oficial al exact. Referendumului. Și da? A fost acceptat, pentru că s-au făcut verificări la Curtea Constituțională, deci partea aceasta s-a încheiat. Dar... eu vreau să spun că da, acum s-a încheiat, dar a costat. Dar a costat. Distracția deci, costă. A costat după unii 35 și ceva de milioane de euro, după alții 40, după alții 45. E o întreagă tevatură între politicienii care discută despre referendum. Problema e următoarea. Că au apărut discuții și acuzații că mai bine banii aceia se foloseau la școli și nu spitale, mai aveam de ce mai curte, mai că aveam școli, spitale, mai, că nu știu mai ce. Infrastructură, dar, mai infrastructură, mai autostradă. Apropo de spitale, care să ne lege și pe noi cu vestul deci, țării. Deci, atenție la spitale. Uniunea Europeană ne dă bani pentru construcția dar spitale, noi nu vrem. Da?
Și în Constanța se va construi un spital. Capital turcesc. Da, venit cu bani de prin zona... Parteneriat public-privat. Exact, parteneriat public-privat. Dom'le, îți stă mintea în loc. Dobre, vă spun. Deci, degeaba... Și, dacă au cei mai vechi mulți din România. O citesc pe doamna Dăncilă, care exact o săptămână în urmă era revoltată de această chestiune și spunea, nu e adevărat, dom'le, vom folosi banii... O citesc pe doamna Dăncilă. Da, vom folosi toți banii de la Uniunea Europeană, ne apucăm, gata, de construit și când colo, încă un spital în parteneriat public-privat în Constanța. Hai. Da. Făcut cu tehnologie turcească. În Cișilea, la o aruncătură de băț, la folticeniul meu drag, este un spital început în 88. Carne gata. Am unui gata. Da. Apropo de spital, sigur, am putea învăța din experiența turcilor. Clar. Turcia au o serie de spitale foarte bine puse la punct. Sigur, nu este comparabil cu cel din Viena, să spunem clar, dar unde se duc mărimile lor politice. Mult peste orice spital din România. Din România, corect. Da. Ei, unde au învățat oamenii aceia? Să știți că au învățat tot acolo unde învață și ai noștri. Mulți dintre medicii de acolo au învățat medicină în România. La Iași, e adevărat că și mulți dintre ei au învățat și la Cambridge și Oxford, știți? Așa cum au învățat și din România. Nu este o noutate, da? Dar atâta doar că în România guvernul nu pune la dispoziție bani. Mai e o chestiune aici. Spitalele acelea din Turcia sunt spitale private, nu sunt spitale de stat. Rezultate referendum 2018 pe județe. Aici, dacă ați observat, domnia voastră, la județe, problema este foarte simplă. Să știți că există un anumit statu quo din punct de vedere politic și civilizațional pentru regiunile istorice. Și acest statu quo, să știți că a fost verificat. Zonele rămase în urmă din acest punct de vedere, au votat masiv. Au votat la referendum. Suceava, ați observat că este singurul județ care a făcut planul, să zicem așa, la referendum. S-au apropiat zonele sărace din aceste... Ce nu face stand, da, pentru dragă. În schimb, zonele bogate, emancipate, au stat acasă și nu au marșat pe ideea guvernului. Problema este următoarea, că în România politica aceasta este una al naibii. Și am să vă spun de ce este al naibii politica asta. Dom'lea, dacă s-a văzut că s-a pierdut, să zicem, șansa de a avea cele două cuvinte puse acolo în Constituție, adică unirea între bărbat și femeie egal familie, da? Și nu între soț și soție. Deci s-a ratat chestia asta. Apoi atunci, frate, trebuia să ne recunoaștem cinstit faptul că Partidul Social Democrat a vrut cu toată inima și s-a implicat în organizarea referendumului. S-a făcut campanie, nu știu dacă e politică sau cum e, pentru referendum, da? Și totuși partidul acesta spune că nu e adevărat, domnule, nu s-a implicat deloc. Și noi avem imagini și la televiziunea noastră și în alte televiziuni în care o mulțime de șefi ai acestui partid stau cu spatele la altar și susțin referendumul în fața publicului onorat din biserică, știți? Mai mare rușine, nu? Sigur, lucrul acesta nu este numai pentru biserica ortodoxă, să spunem, valabil. E valabil și pentru biserica catolică, e valabil și pentru cultele neoprotestante din România, că și ele s-au implicat în organizarea referendumului. Ba chiar de la culte au pornit ideile de organizare a referendumului. Și ar trebui să le recunoască cinstit, nu? Și știți de ce nu recunosc? Ca să nu vină după aceea acuzația din partea cetățenilor. Oameni buni, căutați și dați bani înapoi. Ați cheltuit banii aiurea? Scoteți-i de unde știți și puneți-i la educație acolo, puneți-i la sănătate și rezolvați odată aceste probleme, da? Oficial, Biroul Electoral Central, referendum 2018, rezultate finale, prezența la vot 21,1%, voturi da 91,56%, voturi nu 6,47%. Și foarte multe voturi nule,
Asta a fost. După aceea a apărut domnul Dragnea și a spus, stai domnule, asta că a fost. E, că din cauza cvorumului, că n-a ieșit lumea la, la referendum. Da? Așadar, acum, chestia asta e o... Să zicem, filozof mare, tovarășul Dragnea, asta noastră. Da, nu știu cum să nu greșești, să nu vorbesc de rău pe omul acesta. Dar vreau să-i spun domnului Dragnea că ce ne facem în cazul când un singur om iese la referendum și acela votează da. E bun referendumul ăla? Îl reprezintă pe fiecare român referendumul ăla? E valabil pentru 20 de milioane? Haideți să fim serioși. Deci, nicăieri în lume, să știți că referendumurile nu scad sub 50%. Haideți să fim serioși, să ieșim și noi la timp din emisie. Dacă spuneți dumneavoastră. Mulțumesc mult, domnule profesor. Și eu vă mulțumesc. O seară bună tuturor.